Hello, good afternoon, bună ziua. Welcome to... Bună ziua, fiți bineveniți la conferința de presă care urmează celui de-al șaptelea Consiliu de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a fost prezidată de domnul înalt reprezentant Josep Borrell și de doamna prim-ministru Natalia Gavrilița, care vor face acum declarații, apoi vom asculta întrebări din partea dumneavoastră. Salut prezența jurnaliștilor din Republica Moldova prezenți în sala de presă, dar și celor conectați prin Zoom. Aveți cuvântul, domnule înalt reprezentant. Mulțumesc, Peter. Doamnă prim-ministru, dragă Natalia, îmi face o mare plăcere să vă primesc aici, din nou, la Bruxelles. Din nou, de data aceasta, este pe o notă diferită, pentru că este pentru prima dată când avem un Consiliu de Asociere după ce Republica Moldova a primit statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Ne-am angajat acum într-o nouă fază strategică a relațiilor noastre. Este însă și prima întâlnire de la invazia Rusiei în Ucraina. Apreciem foarte mult solidaritatea incredibilă de care ați dat dovadă față de Ucraina și față de poporul ucrainean. Moldova joacă un rol vital în coridoarele solidarității organizate de Uniunea Europeană, care permite realizarea exporturilor de produse agricole din Ucraina, care apoi să ajungă pe piețele globale. Fără dumneavoastră, acest lucru ar fi fost mult mai dificil de realizat sau chiar imposibil. Așadar, vă mulțumim mult pentru implicare. În același timp, Moldova, ea însăși, a fost profund afectată de consecințele acestui război nejustificat, care are consecințe asupra întregii lumi, dar, bineînțeles, în primul rând, asupra țărilor învecinate Ucrainei. De aceea, Uniunea Europeană își manifestă solidaritatea deplină față de țara dumneavoastră. Pe parcursul ultimului an ne-am intensificat ajutorul umanitar și suportul pentru gestiunea frontierelor față de dumneavoastră. V-am ajutat să vă întăriți securitatea energetică, am ridicat nivelul asistenței macrofinanciare și am introdus măsuri de susținere în domeniul transporturilor și economiei, v-am sprijinit în domeniul securității și apărării. Astăzi discutăm principalele elemente din relațiile noastre în ultimul an, precum și progresele înregistrate în implementarea acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Moldova. Nu se putea altfel. Un subiect cheie în discuțiile noastre a fost situația energiei în Republica Moldova. Constatăm că, datorită eforturilor noastre comune, Moldova este astăzi mai rezilientă și mai pregătită pentru a face față provocărilor de pe piețele produselor energetice. Încet reușim să revenim la o situație aproape normală. Dar am trecut prin momente foarte dificile. De asemenea, ne extindem cooperarea și la nivel sectorial. Salutăm aderarea Republicii Moldova la programele Uniunii Europene din domeniul vămilor și fiscalității, precum și la programul EU for Health în marja acestui Consiliu de Asociere. Suntem gata să analizăm posibilitățile de reducere a tarifelor de roaming între Uniunea Europeană și Moldova. Vom susține eforturile Moldovei în sensul modernizării sistemului său de plăți pentru a îndeplini condițiile necesare în vederea integrării în spațiul unic european al plăților în euro. În ceea ce privește relațiile comerciale, astăzi am hotărât să realizăm un plan de acțiune prioritar pentru Moldova. Acest lucru ne va permite să avansăm zona de liber schimb profundă și extinsă și să accelerăm accesul Moldovei la piața unică a Uniunii Europene. De la ultimul Consiliu de Asociere,
am oferit sau am angajat peste 1 miliard de euro ca asistență. Planul economic și de investiții în care un mare potențial neexplorat care trebuie să fie folosit pentru a vă susține programul de reforme. Cu siguranță încurajăm Moldova să îl folosească la maximum. O parte importantă a discuțiilor de astăzi, în timpul reuniunii noastre, s-au legat de aprofundarea cooperării noastre în domeniul politicii externe, de securitate și de apărare. Acestea fiind acum în centrul activității mele de înalt reprezentant. De aceea am fost încântat să vă stau alături în aceste momente dificile, când spațiul aerian al Moldovei a fost încălcat. Pe teritoriul dumneavoastră au căzut, de fapt, bucăți de arme. Există și sunteți amenințați de acțiuni cibernetice. Anul trecut am lansat un dialog de nivel înalt pe chestiuni legate de politică și securitate, încercând să cooperăm în domeniul securității cibernetice și pentru a combate amenințările hibride și dezinformarea. Lucrăm împreună pentru a spori reziliența sectorului apărării în Republica Moldova cu 47 de milioane de euro alocați din cadrul Facilității Europene pentru Pace. Cele din urmă, în ceea ce privește conflictul transnistrean, ne-am reafirmat angajamentul pentru a facilita un proces de soluționare extins, pașnic și durabil pe baza respectării integrității teritoriale și a suveranității Moldovei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional și cu un statut special pentru Transnistria. Am încurajat continuarea dialogului de către ambele părți pentru a evita destabilizarea și pentru a spori încrederea reciprocă între părți. Doamnă prim-ministru, după cum vedeți, am avut o agendă încărcată, am discutat despre foarte multe subiecte și despre rezultate concrete. Doamnă prim-ministru, având în vedere toate provocările cu care se confruntă țara dumneavoastră, vă felicităm pentru angajamentul dumneavoastră susținut în promovarea unor reforme importante în domeniul justiției, în combaterea corupției și în alinierea legislației electorale cu recomandările internaționale. Doamna prim-ministru, toate aceste eforturi sunt deosebit de importante în contextul noului statut al Republicii Moldova de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Știm cu toții că procesul de integrare este foarte intens și necesită timp. Fiecare stat este evaluat în funcție de propriile realizări și va progresa pe această cale cu propria sa viteză. Dar, după întâlnirea cu dumneavoastră de astăzi, pot să spun că viitorul Moldovei și al cetățenilor săi este în mod limpede în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult! Thank you, High Representative, Madam. Mulțumim, domnule înalt reprezentant, doamnă prim-ministru, aveți cuvântul. Stimate domnule înalt reprezentant, doamnelor și domnilor, tocmai s-a încheiat cea de-a șaptea reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Am avut un schimb foarte consistent și productiv de opinii cu delegația și reprezentanții Uniunii Europene, fiind totodată agreată și o declarație comună. Reuniunea de astăzi are loc pentru prima dată de la obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Am subliniat în cursul discuțiilor angajamentul nostru irreversibil față de parcursul european și am vorbit despre stadiul reformelor pe care le întreprindem în vederea îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene pentru a putea trece la următoarea etapă, demararea negocierilor de aderare. Aceste reforme, care vizează domenii importante, cum a spus și domnul înalt reprezentant, precum justiția, lupta împotriva corupției, buna guvernare sau buna funcționare
a economiei reprezintă nu doar condiții pentru a avansa pe calea europeană, ci constituie în primul rând pașii necesari pentru ca statul să poată oferi cetățenilor Republicii Moldova posibilitatea de a duce o viață decentă și calitativă într-o țară prosperă și rezilientă. Integrarea europeană constituie garanția dezvoltării și modernizării Republicii Moldova pe baza valorilor pe care le împărtășim cu prietenii și partenerii noștri din Uniunea Europeană. M-am folosit de prilejul acestei reuniuni pentru a exprima mulțumiri pentru sprijinul constant și consistent oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova, îndeosebi în contextul războiului brutal și injust purtat de Rusia împotriva Ucrainei, ale cărui consecințe se resimt și în țara noastră, mai ales în sectorul energetic. Asistența financiară oferită de Uniunea Europeană a contribuit esențial să putem trece cu bine peste această iarnă, peste această criză dificilă și contăm în continuare pe acest suport. Totodată am reiterat solidaritatea noastră deplină cu Ucraina și poporul ucrainean, asigurând că Republica Moldova va rămâne deschisă pentru refugiații din țara vecină. Suntem unica țară în afara Uniunii Europene care a extins recent mecanismul de protecție temporară pentru cei aproape 90.000 de refugiați care continuă să rămână în Republica Moldova, jumătate din ei fiind copii. De asemenea, vom asigura în continuare funcționarea culoarelor de solidaritate care facilitează tranzitul mărfurilor înspre și dinspre Ucraina și vom furniza în continuare asistență umanitară. Am discutat despre implementarea acordului de asociere și am constatat că există o dinamică foarte bună în relațiile noastre. Uniunea Europeană este nu doar un partener în procesul de reforme din țara noastră, ci și principalul partener economic al Republicii Moldova. Suntem determinați să consolidăm legăturile noastre politice și economice, inclusiv prin participarea Republicii Moldova la cât mai multe programe ale Uniunii Europene. Mă bucur că voi semna chiar astăzi aderarea la programele Customs, Fiscalis și EU for Health, putând beneficia așadar de o colaborare mai aprofundată în sfera vamală, fiscală și cea a sănătății. Am menționat totodată dorința noastră de a adera la zona comună de roaming și de servicii de plăți. M-am bucurat că există deschidere din partea interlocutorilor noștri europeni ca să lucrăm în această direcție, dar și să continuăm să beneficiem de extinderea cotelor de export pentru produsele agricole moldovenești, să beneficiem de alte programe care aduc beneficii reale și tangibile pentru oamenii și antreprenorii noștri. Am convingerea că suntem pe drumul cel bun și mă bucur că atât în cursul acestei reuniuni, cât și în alte întâlniri cu oficialii europeni, am văzut o susținere fără precedent pentru parcursul nostru european. Împreună vom reuși. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Thank you very much! So now we go to questions. Mulțumim! Acum întrebări. Prima întrebare din sala de presă și apoi și colegii conectați prin Zoom vor putea pune întrebări. Dar întâi din sală, Ludmila, trebuie să vă ridicați și să mergeți la microfonul principal. On your right. Ludmila Barbu, Public TV Moldova 1. De la postul public de televiziune Moldova 1. Am întrebări pentru ambii oficiali, în primul rând pentru domnul vicepreședinte. Domnule Borel,
În ajunul Consiliului de Asociere, Comisia Europeană a publicat raportul de progres pentru Moldova, Ucraina și Georgia. Iar aceste documente prezintă situația până în iunie 2022. Cum apreciați situația politică și progresele pe calea reformelor din Moldova după iunie 2022? A doua întrebare este pe doamna prim-ministru Gabriel. Se arată că progresele Republicii Moldova sunt mai mici decât cele ale Ucrainei. Ce vă face să credeți că Republica Moldova ar putea accelera acest proces de reformă și de îndeplinire a criteriilor de la Copenhaga fără a pierde din calitate, astfel încât negocierile pentru aderare să înceapă simultan cele două țări? Mulțumesc! Well, thank you for the question. Vă mulțumesc pentru întrebare. Aș vrea să clarific că scopul acestor rapoarte analitice nu este să se pronunțe cu privire la îndeplinirea priorităților sau a etapelor de către cele trei țări care sunt pe calea aderării. Se concentrează pe alinierea la acquis-ul Uniunii Europene. Și începând din 2023, pachetul anual de extindere al Comisiei va include cele trei țări și va face rapoarte cu privire la progresele lor în legătură cu pașii și prioritățile în contextul aderării la Uniunea Europeană. Acesta este scopul acestui raport analitic. Este însă important să ne concentrăm puțin pe ce spune acest raport, și anume că Moldova a făcut niște lucruri importante legate de știință și cercetare și relații externe și legate de energie ca urmare a răspunsului Moldovei la criza energetică, care a fost foarte eficient și pozitiv. Raportul analitic indică și faptul că mai e nevoie de eforturi legate de control financiar, servicii financiare, mediu și schimbări climatice. Și faptul că e nevoie să crească capacitatea administrativă pentru a se implementa acquis-ul european. Insist însă că aceste rapoarte analitice pun accentul în primul rând pe alinierea la acquis-ul european. În ultimele luni, Republica Moldova a fost concentrată pe implementarea planului de acțiuni pentru realizarea celor 9 condiții formulate în opinia Comisiei Europene atunci când a fost acordat statutul de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană și, după cum cunoașteți, avem un progres bun în implementarea și adoptarea unor legi cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, cu privire la recuperarea activelor, cu privire la combaterea corupției, cu privire la alte aspecte ce țin de reforma justiției și îmbunătățirea bunei guvernări. În același timp, nu ne propunem doar să bifăm anumite căsuțe în privința unui plan. Ceea ce ne propunem este să atingem rezultate reale și chiar astăzi, în ședința Consiliului de Asociere, am dat exemplu progresării Moldovei în clasamentul Transparency International în ceea ce privește combaterea corupției. Avem un rezultat care este cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani în această privință. Și evident că deja în pregătire de raportul de evaluare care a fost publicat pe 2 februarie, guvernul, în baza chestionarului care a fost îndeplinit în iunie 2022, a început deja lucru de aliniere la legislația europeană, la acquis-ul comunitar. Suntem siguri că prioritizând activitatea noastră, lucrând împreună cu Comisia Europeană, în special în privința
planului de acțiune pentru aderare la piața unică, în privința planului de acțiuni pentru implementarea procesului de aproximare a acquis-ului comunitar, integrând aceasta în mod prioritar în procesul de luare a deciziilor a Guvernului, a Parlamentului, vom putea merge mult mai rapid pe calea ajustării la acquis-ul comunitar. Reamintesc că în Moldova avem toate cele trei instituții principale, președinția, Parlamentul, Guvernul, aliniate în valorile europene, aliniate în angajamentul nostru ferm de a face procesul de integrare europeană irreversibil, pentru că el înseamnă pace, stabilitate și prosperitate pentru cetățenii noștri. Thank you very much. Vă mulțumesc. Altă întrebare din partea jurnaliștilor din sala de presă? Dacă nu, atunci vom da cuvântul colegilor care sunt conectați prin Zoom. Aveți cuvântul. Bună ziua! Am o întrebare către domnul înalt reprezentant, dar și către doamna prim-ministru. Săptămâna trecută, ministrul de externe rus, domnul Sergei Lavrov, a spus că Occidentul privește Moldova care să joace rolul următoarei Ucraina și că președinta Maia Sandu este gata să se adere la NATO și să anexeze Moldova la România. Doamna Gavriliță, există temeri în Moldova că Rusia ar putea să acționeze în cazul dumneavoastră ca în cazul Ucrainei? Și domnule înalt reprezentant, Uniunea Europeană se teme de un astfel de scenariu? Și cum va acționa Uniunea Europeană pentru a împiedica o astfel de situație? Aceste declarații făcute de ministrul Lavrov sunt îngrijorătoare și mai ales nu țin cont de independența, suveranitatea Republicii Moldova, care, ca și orice altă țară, are putere de decizie și are dreptul de a-și determina soarta. Sunt cetățenii Republicii Moldova care, prin votul lor, au decis orientarea modelului de dezvoltare a Republicii Moldova spre modelul european și această opinie a cetățenilor trebuie respectată. De aceea, noi vom face tot posibilul pentru ca să lucrăm pentru beneficiul cetățenilor noștri, să implementăm voința politică a oamenilor din Republica Moldova și în același timp vom face tot posibilul pentru a menține pacea și stabilitatea în țară. Credem că asemenea declarații nu țin cont de dreptul internațional și dreptul Republicii Moldova la determinare. Puede usted repetir la cita? Puteți să repetați întrebarea? For the high representative. No, the question is... Puteți să, am înțeles întrebarea, puteți să repetați citatul? Just a second, your mic needs to be enabled, so I will ask colleagues to open your mic. Domnule Borrell, m-ați rugat să repet întrebarea. Nu, doar citatul din declarația domnului Lavrov. Da, cuvintele sunt următoarele. Occidentul privește Moldova ca și cum ar urma să joace rolul următoarei Ucrainei, iar doamna Maia Sandu abia așteaptă să adere la NATO și să anexeze Moldova la România. Asta a spus. Da, e mare păcat că domnul Lavrov, care era odată un diplomat respectat, se angajează pe această cale, care îl discreditează din punct de vedere intelectual. Nu e nimic serios în aceste declarații. Mulțumesc, încă o întrebare. No one in the room Dacă nimeni nu vrea să
întrebe ceva, îi dăm cuvântul lui Vadim, care e conectat de la distanță. Vă vom da cuvântul imediat. De la Televiziunea Republicii Moldova, TVR Moldova. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Borel, ce șanse există ca Vadim, îmi pare rău, dar intervenția dumneavoastră s-a tot întrerupt. Puteți să puneți întrebarea de la bun început încă o dată? Mă tem că această conexiune nu e prea bună. Ne cerem scuze, asta e cu conexiunea pe internet. Vă mulțumesc mult tuturor pentru participare, le mulțumesc și interpreților. Doamne prim-ministru, domnule înalt reprezentant, vă mulțumim pentru prezența aici.